Este alertă aeriană la Constanța. Avioanele de vânătoare Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice, staționate la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Negre, aproape de spațiul aerian NATO. Avionul interceptat este un avion de bombardament și atac la sol de tip Suhoi Su-24. În legătură telefonică directă cu noi, analistul militar, jurnalistul Radu Tudor. Mulțumesc, Radu, pentru această intervenție. Bună ziua, Cătălina, te și vedem, Radu Tudor. Nu este pentru prima dată, Radu, când avem o astfel de interceptare. Avem, din păcate, câteva zeci de agresiuni militare care s-au întâmplat în ultimii, să spunem, 5 ani pe flancul de est al NATO, în special în zona Mării Negre. Militarii români de fiecare dată reacționează cu foarte mare fermitate. Există un mesaj comun de alertă și de răspuns din partea Alianței Nord-Atlantice, România fiind o țară foarte importantă pentru flancul de est al NATO. Și în mod evident ne îngrijorează acest comportament agresiv al Rusiei, cu atât mai mult cu cât el este repetitiv. Țin să-ți spun, Cătălina, că situația Mării Negre devine una din ce în ce mai complicată, pentru că în această zonă s-au petrecut cele trei mari agresiuni militare ale Rusiei: invazia militară asupra Georgiei în 2008, invazia militară asupra estului Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeei. Ori acest lucru pe noi, ca țară riverană, membră NATO, riverană Mării Negre, ne îngrijorează foarte tare. Țărmul românesc este la 300 de mile marine de peninsula Crimeea, care devine o peninsulă extrem de puternic înarmată de către Rusia. Și doar împreună cu aliații noștri, cu forțele aeriene regale britanice, pentru moment au fost și canadienii, au fost și alte forțe NATO care ne-au ajutat, noi putem face față acestor provocări și putem să dăm semnalul de descurajare. România, ca stat membru NATO, se apără împreună cu aliații săi, cu britanici, cu canadieni, cu francezi, și trebuie să monitorizăm 24 din 24 flancul de est al NATO, în special zona Mării Negre, pentru că ea devine, din păcate, o platformă de agresiune rusească zilnică. Noi suntem provocați, dar trebuie să dăm semnalul că ne apărăm în apele noastre teritoriale, în spațiul nostru aerian.